Veniți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, a Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați-L și binecuvântați-L numele Lui, căci Domnul este bun. Bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Pacea Domnului, scumpă adunare, pacea Domnului, frați și surori, vă zicem pacea Domnului și celor care vă urmăresc serviciul din seara aceasta. În numele Domnului nostru Iisus Hristos vom deschide serviciu și vom lăuda pe Dumnezeu prin imnul 184, La ta chemare vin. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, venim în această seară, la început de sabat, ca să-ți mulțumim, Doamne bun, că Tu ai fost cu noi încă o săptămână, ne-ai păstrat viața și sănătatea și iarăși din nou suntem aici în locașul Tău cel Sfânt, unde să venim să-ți aducem Ție mulțumirile noastre. Doamne bun, Te rugăm ca Tu să fii prezent aici cu noi, pentru că avem nevoie de binecuvântarea Ta, de mângâierea Ta, de pacea Ta. Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi toți bătrânii poporului Tău și cei care suferă, Doamne,
Ajută-i și ei ca să asculte cuvântul Tău în seara aceasta, chiar dacă sunt acasă. Binecuvântează cuvântul din seara aceasta și cuvântul care va vorbi vorbitorul și ajută-ne, Doamne, că vinerea noastră aici, la biserică, să nu fie zadarnică. Noi am venit ca să stăm lângă Tine, Tu să ne vorbești, iar noi să ascultăm și să ieșim de aici, de la biserică, binecuvântați de Tine. Noi îți mulțumim pentru toate, pentru că Te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Acum cu sala vom intona imnul 97. Cât va fi Hristos. Bună seara și bun venit, stimați frați și surori, bun găsit la închinare, vă salutăm cu harul și pacea Domnului Iisus. În această zi, după calendar iarnă, dar după vreme primăvară, atât suntem doriți de soare, de căldură, de iarbă verde, de flori și chiar săptămâna aceasta am văzut ghiocei și cumva parcă se dau un motiv de speranță că nu totdeauna va fi uscăciune. Și faptul că ei se ridică din pământul înghețat și dau la o parte zăpada și buruienile și se ivesc, este o speranță de viață. Și cât de frumos este să vezi cum natura încet, încet începe să se trezească la viață. Măcar că poate semne, nu știu cum înțeleg florile din câmp, că e semnul că vine primăvara, nu știu de unde știu toți mugurii, dar chiar și albinele zboară și muștele au ieșit. Se pare că ceva, o putere, le pornește la viață. Toate ceea ce vedem în jurul nostru, cumva ne duce cu gândul că vine un timp când va schimba lucrurile Dumnezeu din toată uscăciunea aceasta a planetei Pământ, din tot ce este trist, urât, negru și întunecat. Dumnezeu va face o primăvară frumoasă pentru oamenii Săi, pentru poporul Său, și o bucurie veșnică le va încununa sufletul, zice cartea prorocului Isaia. De aceea vă salutăm cu harul și pacea Domnului, bun venit la închinare, salutăm și pe cei care sunt de departe împreună cu noi și care cu mare plăcere de fiecare dată când suntem la serviciu de închinare împreună cu noi, deschideți cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Aș vrea în seara aceasta o istorie din Vechiul Testament ca să o citesc în fața dumneavoastră și dacă aveți Biblie, ca să deschideți și dumneavoastră această istorie și să privim asupra comportamentului uman, iar omul ca ființă și sociologii care încearcă să descopere comportamentul acesta straniu al omului. Mă uitam că dacă despre niște muște albinele se scriu enciclopedii și cărți, comportamentul lor,
atitudinea, interacțiunea și atât de mult se poate de spus despre niște muște, dar despre om ce se poate de spus? Cel care înmagazinează atâta informație, cel care este plin de sentimente și resentimente, cel care adună o istorie de o viață în sufletul său și pune acolo în baza lui de date atâtea legături cu oamenii, atâtea fețe pe care le cunoaște, atâtea relații și atâtea cunoștințe. Ce se poate spus despre omul acesta? Oare într-adevăr nu suntem niște ființe speciale, niște ființe extraordinar de minunate? Când privim la posibilitățile pe care le avem ca ființe de a vorbi, de a te exprima, de a-ți transmite ceea ce simți, de a iubi și de a primi iubire, privind la toate capacitățile pe care Dumnezeu ne le dă, într-adevăr, nu suntem ființe speciale? N-aș vrea să deschid aici o paranteză și să povestesc un pic ce am văzut noi ieri, dar în proiectul pe care l-am avut la Mereșeni, poate cu o altă ocazie. Dar gândindu-ne că noi suntem fericiți, că suntem bine, că mâncăm o pâine caldă și avem o casă cât de cât, ne gândim că așa e la toți și toate ființele create de Dumnezeu au parte de aceeași bucurie. De fapt, încă o dată, convingerea este că nu este așa. Vreau să zic că și în domeniul spiritual este la fel. Unii trăiesc viața spirituală în cearșafuri albe, iar alte suflete trăiesc mai rău decât animalele trăiesc și în grajdie mai curat și mai frumos decât locul unde ei își țin sufletul. Pentru că cum este în plan material, la fel este și în plan spiritual. De ce poate oamenii în plan material să stea cât de cât bine, să fie învăliți frumos și îmbrăcați bine, dar sufletul să doarmă pe scânduri goale și sub el să floșcăiască apa cu nămolul. Și așa poate să fie. Ca să închid această paranteză, poate cu altă ocazie voi vorbi, aș vrea în seara aceasta să deschidem cuvântul lui Dumnezeu din 2 Samuel, capitolul 2, textul 12 și în continuare până la textul 24-25. Înainte ca să citim acest pasaj al Scripturii, aș vrea doar ca să primim dintr-o perspectivă generală spectrul ființei umane în relație cu alții. Iar punctul de început îl voi lua atitudinea lui Cain atunci când îi răspunde lui Dumnezeu după ce l-a omorât pe fratele său Abel. Întrebarea pe care o pune Dumnezeu este următoarea: unde este fratele tău? Și care este răspunsul lui Cain? Nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Sigur că Cain a spus aceste cuvinte lui Dumnezeu, cunoașteți dumneavoastră în ce context istoric și ce s-a întâmplat. Dar ca să rupem din context aceste cuvinte ale lui, am putea ca să punem un punct de început al relației sau al atitudinii omului față de om. Și punctul cel mai îndepărtat este aceasta: ce treabă am eu cu fratele meu? El are viața lui, eu am viața mea, el are gândurile lui, are planurile lui, el este în relație cu Dumnezeu, este om mare, are mai mult de 18 ani, știe să cântărească, știe să gândească, prin urmare, el va fi responsabil. Iar partea cealaltă este, pocăiești, că dacă nu așa și vezi că n-ai pus paharul drept, vezi că coada trebuia în partea cealaltă, vezi că trebuia în partea cealaltă, iar a intrat încalțat în casă, iar arunci hainele unde nu se cade, iar a venit la biserică îmbrăcat așa, iar nu porți masca cum trebuie. Și lista continuă încât omul simte o așa grijă față de sine, încât nici nu știe cum să se așeze ca nu cumva să greșească. Deci, de la punctul acesta și până la punctul acesta ne aflăm noi. Deci segmentul Abel,
mă doare pe mine capul unde e fratele meu, sau îi știu fiecare răsuflare și fiecare mișcare a lui, încât ochii fratelui stau pe el și nu poate să facă nimic, doar fără știrea lui. Deci de aici până aici. Acum citim această istorie ca să intrăm în sensul acestui spectru al ființei umane. Abner, fiul lui Ner, și oamenii lui Iș-Boșet, fiul lui Saul, au ieșit din Mahanaim ca să meargă asupra Gabaonului. Ioab, fiii Țeruiei, și oamenii lui David au pornit și ei. S-au întâlnit la iazul din Gabaon și s-au oprit unii dincoace de iaz și ceilalți dincolo. Descrierea pe care o face aici cuvântul lui Dumnezeu este un fel de pregătire de război, o confruntare dintre Iuda și Israel. Israelul era condus de Saul și de dinastia lui, măcar că Saul murise, era fiul său. Abner era căptenia oștirii lui Saul, sau am putea să spunem ministrul apărării a lui Saul, și toată oastea lui stătea la iazul Gabaonului. Pe partea cealaltă, care intra în conflict, erau oamenii lui David în frunte cu Ioab. Iar ei, acum, după moartea lui Saul, trebuiau ca să ia decizia cine va fi împărat până la urmă și cine va conduce poporul acesta lui Dumnezeu. Tendința era că o parte ziceau, Domnul a uns pe David, știm noi lucrul acesta și chemarea este una vizibilă. Iar alții ziceau, nu, Domnul a chemat pe Saul și dacă l-a chemat pe Saul, după cum am cerut noi, după obiceiul neamurilor, atunci fiii lui Saul trebuie ca să fie împărați. Și l-au pus pe fiul lui Saul împărat. Nu știu ce implicații ar fi avut David în toată această luptă internă, pentru că de fapt este o luptă într-o singură țară, într-o singură împărăție, nu este împotriva dușmanilor, ci este frate împotriva fratelui. Și până la urmă ecuația aceasta este cine să fie conducător, cine să fie împărat. Și textul următor, textul 15. S-au sculat și au înaintat în același număr 12 din Beniamin pentru Iș-Boșet, fiul lui Saul, și 12 inși a lui David. Adică să începem lupta, dar cum? Alegem 12 de la noi, 12 de la voi, ei se bat și noi ne uităm ce se întâmplă și după aceea vedem. Dacă mai avem chef, ne luptăm, dar dacă nu, ne ducem, ne culcăm și mâine iar începem lupta. Fiecare, apucând pe protivnicul lui de cap, i-a plantat sabia în coastă și au căzut toți deodată. Și locul acela de lângă Gabaon s-a numit Helkat Hatsurim, locul săbilor. În ziua aceea a fost o luptă foarte aprigă, în care Abner și bărbații lui Israel au fost bătuți și oamenii lui David. Acolo se aflau cei trei fii ai Țeruiei, Ioab, Abishai și Asahel. Asahel era iute de picioare, ca o căprioară de câmp. Scriptura menționează că acolo, la această luptă, se aflau fiii Țeruiei. Cine erau fiii Țeruiei? Erau rude cu David. Iar Scriptura spune și lui David le era frică de ei, pentru că erau oameni cu sufletul de fier. Oameni puternici, atât fizic făcuți, dar cât și oameni cu o voință oțelită. Iar cu ei mai bine nu trebuia să intri în conflict. Cel mai bine era să-i ocolești. Pentru că toți care au intrat în conflict cu Ioab sau cu Abishai, nu prea mult se spune despre el decât a zis lui David, dă-mi voie și o închei cu Shimei care blastemă. Și tot el a zis, dă că îl tăiem acum pe Saul și s-a terminat cu el. Adică ei vineau cu inițiativă de rezolvă odată întrebarea, taie, spânzură și încheie problemele pe care le ai. Ei nu vin cu o propunere de rezolvarea conflictului mai diplomatic, mai amical, așa, mai frățește. Taie și gata, trăsnește-l și rezolvă întrebarea. Fiii Țeruiei nu erau oameni cu care poți să negociezi.
care zici, hai să mai stăm la discuție, să vedem cum. Nu, am zis așa și s-a terminat, nu-ți place, te-am tăiat și s-a terminat cu viața. Ori faci cum zic eu, ori se întâmplă cum spunem noi, da? Până la urmă, alternativă nu există. Fiii țeruiei, deseori David zice, ce am eu de a face cu voi, dar lăsați-mă în pace, că conduc eu Israelul aici și nu vă mai amestecați cu caracterul vostru care este tare ca fierul și care nu se îndoaie nicicum. Și Scriptura menționează că aceștia trei erau frați, Ioab, Abishai și Asahel. Asahel, ce e ce spune Biblia despre el, că are niște picioare ca de căprioară. Pentru că zona Ierusalim, în jurul Ierusalimului, Marea Moartă, sunt stânci, este pustiu. Dacă observați în descrierea Scripturii, țapii sălbatici și caprele, cerbii, sunt animalele care erau găsite în locurile acelea și sigur că aceste animale sunt cunoscute pentru picioarele lor tari care au nevoie ca să fie susținute pe stâncă pentru cățăratul lor. Nu știu dacă ați văzut filme documentare la National Geographic despre țapii de munte și de puterea lor de a se ține pe stâncă. Stânca abruptă în jos și el umblă și caută iarbă prin vârful stâncii, măcar că jos la poale este iarbă destulă. Nu, el vrea sus și așa e capra, nu îi place să stea jos. Dacă este ceva mai sus decât ea, sigur că va trebui acolo să se suie. Cineva dintre cunoscuții mei s-a dus în vizită la cineva care are capre, a intrat în ogradă să stea de vorbă cu prietenul lui și când aude așa ea. Și zice, băi, ce se aude? Păi caprele mele s-o sui pe mașina ta. Pentru că lor nu le place să stea jos. Uite că omul acesta, Asahel, are picioare de căprioară, adică cel care nu-i place să umble la nivele joase, ci cel care îi place să stea la nivele înalte. E bine sau e rău să ai un astfel de picior de capră? Dumneavoastră, aveți picioare de capră sau de om? De ce aveți picioare? Picioarele de capră te duce la înălțimi mari, dar în același timp și periculoase. Pentru că ceea ce urmează mai departe și vrea ca să descrie Scriptura este că acest Asahel avea o caracteristică bună, iute de picior, un om care se mișcă foarte repede. Astfel de oameni ar trebui și noi, oameni care știu ce vor și să se miște. Dar totuși, aceste picioarele lui iuți l-au dus la moarte. Și istoria continuă. El a urmărit pe Abner, fără să se abată la dreapta sau la stânga. Bineînțeles că Abner și cu oamenii lui s-au retras. Și probabil că nu au intrat într-o confruntare cu pierderea vieților multor soldați, decât au fost destul cei 12 să moară și Abner a zis, dacă e vorba de așa, să nu se verse sânge, să plecăm. Și Abner și armata lui și a oamenii lui și pleacă. Mai bine dintr-un conflict, mai bine să plec decât să aduc daune atât altora cât mie și celor care ne înconjoară, celor care ne privesc. Abner pleacă. Totuși, Asahel se ține după el și nu se abate nici la dreapta, nici la stânga. Probabil nu descrie Sfânta Scriptură, dar mi-închipui că retragerea lui Abner nu a fost într-o formă fricoasă, adică au dispărut. Ce au anunțat? Fraților, noi nu mai luptăm pentru că am înțeles că lupta aceasta nu va duce la nimic decât cu moartea fraților noștri, ne retragem și plecăm. Și Abner pleacă, acesta se ține din urma lui și nu se abate, nici la dreapta, nici la stânga. Abner s-a uitat înapoi și a zis, tu ești Asahel? Și l-a răspuns eu, Abner a zis, abate-te la dreapta sau la stânga, pune mâna pe unul din tinerii aceștia. Și nu-i zice omoară-l, ci ce-i zice? Ia-i armele. Dar Asahel n-a vrut să se abată din dărătul lui. Abner a zis iarăși lui Asahel, abate-te din înapoia mea. Vreau să vă întreb, cum se traduc cuvintele acestea? Abate-te din înapoia mea. Cum? Retrage-te. Lasă-mă în pace.
Vezi-ți de treabă. Oare chiar nu ai ce face? Dacă am zis că lupta aceasta n-are niciun rost pentru că se pierd viețile fraților noștri, de ce să ne luptăm două case, casa lui David și casa lui Saul? Suntem o națiune, un popor. Același popor pe care Dumnezeu ne-a scos din Egipt și care ne-a dat Canaanul acesta ca să fie moștenirea noastră și să apărăm pământul acesta pentru că este moștenirea Domnului, e timpul să ne omorâm noi unii pe alții? Și acesta n-a înțeles. Conducător era cine? Ioab era conducător și de partea cealaltă era Abner. Și acum nu vine din porunca lui Ioab ca acesta să-l urmărească. Probabil că și Ioab a înțeles mesajul că lupta n-are rost ca să continue mai departe. Dar totuși Asahel are un dar, picior de capră, care nu-l lasă până nu rezolvă tot, până nu-și scoate ultima carte pe care o are de scos, el nu-l lasă. Până ce nu stoarce ultima picătură din sânge, el nu se lasă. Acesta este darul lui Asahel. Să o rezolvăm odată. Abner îi zice, îndreaptă-te, la dreapta, la stânga, abate-te dinapoi a mea. Pentru ce să te lovesc și să te trântesc la pământ? Cum voi ridica apoi fața înaintea fratelui tău Ioab? Asahel era conștient că Abner este mai viteaz decât el. Diferența de vârstă era. Diferența de putere era. Probabil că acesta era încă tânăr, Asahel. Nu știu câți ani ar fi avut, dar probabil că era încă un băietan, încă așa, la vârsta când crede că știe mai mult decât toți și când poți să închid gură la toată lumea. O categorie de oameni care nu duce contul nici de vârstă, nici de statut. El știe, el cunoaște, el poate, el... Să nu-l înveți că el la școală știe, o învățat el despre aceasta. Iar Abner a fost conducătorul armatei lui Esau, poporul lui Dumnezeu. Să deschid un pic paranteza despre Abner. Mai târziu a fost ucis. Știți istoria. Poate altă dată vom intra în ea. Dar vreau așa un pic despre caracterul lui. Era un om năcăjit și el ca toți oamenii. Măcar că era un militar foarte iscusit. Avea și el slăbiciunile lui, dar pe lângă toate simpatiza cu David și înțelegea că voia Domnului era ca David să fie împărat. Era prins între două focuri, că dacă dizerta de la Esau, ce fel de caracter are omul acesta? Că dacă Esau, dacă Saul a murit, împăratul, el îl lasă familia și se duce la David, pe cel care l-a ales Domnul. Știți, e grea trecerea aceasta, să lași pe cel care a fost până acum unsul Domnului și să te duci la celălalt care încă, într-o formă deschisă, nu a trecut puterea de la unul la altul. Iar lăuntru simpatiza cu David și înțelegea că el este unsul Domnului. Chiar David, la mormântarea lui, spune Scriptura că mergea în urma sicriului și plângea pentru Abner. Și cuvintele lui sunt scrise în plângerea lui David pentru Abner din capitolul 3, 2 Samuel, textul 28 până la textul 39. Puteți ca să urmăriți acest bocet al lui David. Și ce spune el despre Abner, căpitenia oștirii lui Israel? Acum să ne întoarcem înapoi. Abner îi zice, abate-te la dreapta sau la stânga, într-un fel, caută-ți de treabă, ocupă-te cu altceva. Dacă am declarat că lupta aceasta este închisă și nu are rost pentru că este prețul vieții fraților noștri, n-are rost să ne mai luptăm, noi ne retragem. Cu rușine, dar trebuie ca să ne retragem. Acesta se ține după el. Și Scriptura zice, și n-a vrut să se abată. Atunci Abner l-a lovit în pântece cu capătul de jos al suliții și sulița a ieșit pe dinapoi. A căzut, a murit pe loc și toți cei ce ajungeau în locul unde căzuse Asahel mort se opreau.
Vreau să vă întreb, despre ce este această istorie? Oare de ce a fost scrisă în Scriptură? Trebuia detaliile acestea toate chiar? Nu are Dumnezeu ce să ne spună cum e în cer și cum va fi mântuirea de să lese atâtea istorii din trecut? Aceste istorii nu fac altceva decât să descopere natura noastră pe care noi nu ne-o cunoaștem noi. Noi nu știm ce este înmagazinat în natura noastră. Noi nu știm ce explozibili stau acolo în subconștientul nostru și dacă dăm anumite sloiuri, sau cum zice cuvântul sloi rusește, nu? Straturi, da, dacă dăm diferite straturi la o parte, poate să fie o explozie și să distrugă anumite suflete. Că în timp ce înaintăm prin viața noastră și interacționăm cu anumiți oameni, anumite situații, înțelegem defectele noastre de caracter și în anumite situații reacționăm într-un fel, apoi în alt fel și ne descoperim cine suntem noi, datorită experienței și vieții pe care o trăim. Iar aceste istorii sunt puse ca învățături pentru ca să nu suferim atât de mult în viața pe care o trăim și în mod deosebit viața colectivă a bisericii, a relațiilor între noi, să nu suferim atât de mult. Deși avem nevoie de un pic de suferință ca să învățăm lecții și lecțiile acestea nu pot fi uitate atât de ușor. Această istorie este istoria omului care nu-și caută de treabă. Este istoria omului care nu poate să-și caute de treabă. Să dau exemplu familia, pentru că acolo fiecare se regăsește. Există un conflict, o ceartă între soț și soție. Și unul zice, gata, am înțeles, sunt vinovat, ridică mâinile sus. Și celălalt se zice, aha, pocneală mai tare. Dacă a ridicat mâinile sus sau, știți, este steagul alb, îl flutură, ce trebuie să faci? Dar păi oprește-te. Dacă s-a ridicat steagul sus și zice, te rog, iartă-mă, am greșit, în secunda aceea ai oprit orice rozătoare să mai lucrezi. În secunda aceea. Omul a înțeles, gata, am greșit, sunt vinovat. Abia acum, toată viața ai fost așa și n-ai recunoscut și tu totdeauna, înțelegeți? Că este momentul când trebuie să te oprești la timp. De ce să mai curgă sânge dacă și o parte și alta a înțeles că lupta nu mai are rost? Pentru că suferă nu străinii, suferim noi. Pentru că orice luptă între mine și soția mea, cine suferă până la urmă? Noi suferim. Și încă și la alții ne mai dăm de lucru. Că sărmanii oameni n-ar mai avea ce să discute, dar dacă mai ies și eu așa, în public, cu problemele mele, le mai dau de lucru și gust de viață, să se mai întâlnească unii cu alții, cu ocazia aceasta. Despre ce este istoria lui Asael? Este istoria unui om care nu poate să-și caute de treaba lui. Fraților, ca și adventiști de ziua șaptea, suntem foarte mult îmbibați cu salvarea altor suflete. Înțelegeți ce zic? Tare suntem inspirați pentru salvarea altora. Și știți care este direcția strâmbă? Nu mai avem timp de noi. Pentru că imediat ce vedem o simplă greșeală, o simplă abatere, imediat căutăm să corectăm. Și vă dau ca exemplu din viața materială. Acum când vă ridicați în picioare la cântarea din încheiere și vedeți o scamă albă pe haina fratelui din fața dumneavoastră, ce faceți? Dar lăsați-o acolo. Ce are dacă omul îmblă cu ața albă pe spatele lui? Spuneți-mi, vă rog, cu ce vă încălzește pe dumneavoastră, cu are sau cu nu are? Și dacă îl mai văd în costul de oameni care o pană, da, pe umăr, mare lucru. Sau când e zburlit, tot ne arată așa. Și care-i treaba că zburlit, da? Vedeți, dumneavoastră, că fiecare detaliu strâmb la cineva, dintr-o dată căutăm ce să facem? Să corectăm. Pentru că bârnele
arată urât. Sau paile arată urât. Ce arată urât? Paile. Paile stau foarte urât. Și nu sunt așezate corect, nu sunt clădite frumos. Și Mântuitorul cu ocazie spune lucrul acesta despre bârne și despre paie. Pentru un cuvânt, zice Mântuitorul, caută-ți de paile tale. Dar cum să ne căutăm de paie? Pentru că înțelegem atitudinea lui Cain, care zice, sunt eu păzitorul fratelui meu? Nu, nu ne place o așa atitudine când cineva întreabă, băi, dar ce mai face fratele Vasile? Dar nici nu știu, habar n-are ce face. Nu l-am văzut de vreo jumătate de an la biserică, dar ce face? Nu știu nimic. E bună atitudinea asta. Dar când întreabă, dar ce face? Zice că azi dimineață l-am văzut că s-a sculat cam târziu, l-am văzut prin piață, nici pe față nu era spălat, alerga nu știu unde, cu o haină murdară pe dânsul, șnoroașele nu erau legate la încălțăminte, roata de la mașină dinainte, din dreapta, era slabă. Detalii despre el. Și ține minte și cu ce era îmbrăcat și cu cămașa, un colț scos din pantalon și altul lăsat afară. Detalii știe. Dumneavoastră, ce ați prefera? Să nu știți nimic sau să știți ce a înghițit azi dimineață și ce ai din care bruienii a băut? Ce ați prefera? Între care să stați? Adică nu știu, nu... Păi nu l-am văzut de jumătate de an la biserică. Nu știu ce aș făcut, habar n-am, nu știu. Sau, din contra, știe tot unde a fost, când a venit, cu cine a vorbit, cu i-a pus like pe internet, vizualizări, tot știe. Ce ați prefera? Sunt două atitudini greșite, vreau să zic. Să nu știi nimic de fratele tău, nu e bine. Nu ne ocupăm astăzi de indiferența actuală care există, ci tocmai ne ocupăm de partea cealaltă, timp insectă în care cunoaște detalii și picioare de căprioară, care cunoaște tot și care nu-i dă pace până nu rezolvă orice problemă. Vreau ca să deschidem și să citim câteva texte. 1 Petru, capitolul 4, textul 15. 1 Petru, capitolul 4, textul 15. Nimeni din voi să nu suferi ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele. În context, Apostolul Pavel să spună, fraților, e bine să suferiți, dar să nu suferiți ca... Deci sunt unii care suferă și zic, băi, am suferit pentru Iisus, dar el s-a dus la furat. I-a dat cineva în cap și zice, chiar că am făcut niște convorbiri cu cineva și din cauza credinței, așa s-a îndârjit la mine. Și Apostolul Pavel zice, nimeni să nu suferi ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele și, atenție, următoarea din care poate să-ți vină suferința și să zici că este pentru credință, pentru Domnul. Ca unul care se amestecă în treburile altuia. Deci, fraților, să nu suferiți ca hoț, ca așa mai departe, dar să nu suferiți ca unul care își bagă nasul în treburile altuia. Lucram la Germania, într-o casă, unde, dar știți, acolo nu prea au nici garduri, dar nici porți. Și casa este exact pe hatul unde e trotuar, alături de trotuarul. Și cum lucram acolo, nu într-un bocăneam, văd că unul bagă cap pe geam. Dar îl interesa pe dânsul ce e acolo. Și unul dintre colegii zicea, păi când a băgat cap pe geam, atunci trebuia cu o lopată, așa dintr-o dată am scăpat-o pe acolo. Deci, mare treabă, merge pe drum și îl bagă cap să vadă ce e înăuntru, pentru că dacă e trotuar și geamul e deschis, ce să nu intre? Să vadă și el ce e acolo. Interes pentru ce se produce, habar n-are el ce e acolo. Pentru ce trebuia lucrul acesta? Apostolul Pavel zice, fraților, să nu suferim pentru că ne amestecăm în treburile altora, ci din contra, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Deci, suferință pentru ce? Al doilea text este la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, textul 11. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, textul 11. Să căutați să trăiți liniștiți,
să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Ce vrea să spun Apostolul Pavel adresându-se celor din Tesalonic? Să vă vedeți de treburi. În altă traducere zice să vă ocupați cu lucrurile voastre. Să vă vedeți de mântuirea voastră. Să vă căutați de purtarea voastră. Uitați-vă că acest interes sporit pentru viața cuiva face parte din natura noastră, în detalii. Iar ca exemplu să vă dau, uite, cineva lipsește de la biserică, iar noi ne întâlnim cu el duminica la piață. Care e întrebarea pe care o punem? Nu, nu cum trebuie. Dumneavoastră spuneți cum este sau cum facem. În ce formă e întrebarea? De ce n-ai fost la biserică? Așa? Asta e întrebarea clasică. Vreau să vă întreb, întrebarea aceasta este una acuzatoare sau... Nu-mi vine pe limba acum altă formă a întrebării. Sau încurajatoare, da. Depinde de tonalitate. Cum stau cu ce? Cum stau sprâncenile, da, dacă-s grămădite și întrebarea zice, de ce n-ai fost sâmbătă la biserică? Dintr-o dată omul zice, și treaba ai tu cu mine să mă întrebi? Sau întrebări mai personale. În mod deosebit când cineva este bolnav și suferă. Și zice, băi, am auzit că fratele, nu știu care, Ghiță, este bolnav. Dintr-o dată dau telefon, da, și ai, frate? Păi mă doare într-o parte, în care? În sânga sau în dreapta? Păi așa, cam, păi, probabil că ai făcut o zi. Într-o dată, da, să bei ceai de, cum îi zice, la semințele astea de schin. Armurariu, da, să bei ceai din semințe de armurariu. Da? Dintr-o dată și rețeta, specialiști suntem în toate. Dacă omul e bolnav, noi trebuie să intrăm, să aflăm de unde, pe stânga, pe dreapta, partea inferioară, posterioară, toate detaliile de medicină, ca și cum, dacă localizăm noi durerea, putem așa să împingem o rugăciune exact la locul respectiv și omului să-i treacă. De ce ne-ar trebui detalii? Mai ales sunt anumite suferințe, anumite boli care nu poate omul să le spună. Sau anumite motive de rugăciune care la ora de rugăciune nu poate să le exprime omul. Și noi totuși l-am împinge undeva, hai spune la toți și ce te doare, unde te doare, cum te doare, ce ai pățit, cu cine ai fost, cine ai vorbit, spune în toate detaliile. Când aflăm din necazul cuiva. Știți că lucrul acesta produce durere și nu vindecare? Și mă uitam, când cineva este bolnav și în mod deosebit boala aceasta nemiloasă, cancerul, și când vine cineva în vizită, începe, cum se numește, când te cheamă la poliție și te întreabă, interogatoriu, da? De fiecare detaliu ce ai făcut. Numai ies el, intră altul în vizită, iar din nou acel păr. Puneți-vă în locul bolnavului care trebuie să povestească la toți detaliile, cărticica, sau poți să aibă o cărticic scrisă, nu de doctor, de cineva, pune pe masă când vii în vizită, citiți-o întâi, după aceea faci o rugăciune și plecați, da? Voi veniți să vă informați, nu să aduceți mângâiere. Deci, chestiunea aceasta s-ar numi, fraților, ar trebui să ne vedem de treburile noastre. Da, dar cui noi trebuie să vizităm, noi trebuie să știm, noi trebuie că să cunoaștem, nu putem să fim indiferenți. Suntem între cele două focuri, cum să fim? Indiferenți sau în detalii să intrăm, să nu ne abatem nici la dreapta, nici la stânga, până ce nu aflăm toate lucrurile. Am câteva idei pe care vreau să le subliniez aici. Stimați frați și surori, nu dați sfaturi la nimeni dacă nu vi li cere. Mai ales sfaturi de la babușca, de la vindicare, cu diferite terapii care ați auzit dumneavoastră. Eu pot să dau sfat cu sfat, să zic ce am pățit eu și cum la mine s-a rezolvat. Și unde garantez 100% că lucrează. Măcar că de la început am fost necredincios. Aveam un ningel aici la genunchi și am vizitat o familie și nu știu, s-a luat vorba despre ningei și zice, păi tai el cu lama așa că el nu doare și pune tinctură de propolis cu spirit pe ea, așa mai vârtoșel și pune un tifon ceva deasupra, lasă-l și dimineața cade. El era așa cam cât vârful degetului și zic că e prostii de unde așa, minuni peste noapte se întâmplă.
N-am crezut. Și zic, totuși, ce mă costă? Că nimeni nu știe, nimeni nu vede, nu spun la nimeni, chiar dacă pățesc rușinea, e sub pantaloni și nu se vede. Fac lucrul acesta, mă scol a doua zi dimineață, așa după credință, ca să văd ce tot acolo stă, dar era negru. Pentru că era și sânge și uscat, zic, a trece. Peste câteva zile văd pielea curată, singur mă mir, dispăruse dintr-o dată. Ei zic, înseamnă că adevăr lucrează. De atunci, spunem altora cum eu am pățit, ce am făcut și cum am putut scăpa, că unii au pe degete sau pe mână și nu sunt chiar frumoși. Iată cum se rezolvă problema. Acum, dacă omul nu te roagă și tu dai sfaturi, fă așa, fă așa, și întreabă, dar de unde știi? Păi am văzut pe Facebook. Că acum doctorul Facebook le știe pe toate și el învață. Diferite feluri de tratamente, care poate mai mult să dăuneze decât să ajute. Și dintr-o dată ne dăm cu sfatul, da? Ce am putea noi să sfătuim. Au fost oamenii la medici, la chirurgi, la profesori, am încercat fel de fel de metode, iar eu care mă consider un om al lui Dumnezeu, dacă îi spun ce să bea, dintr-o dată îi va trece durerea. Nu știu. Dar totuși, sfaturile, dacă nimeni nu ni le cere, nu trebuie să ne grăbim să ne dăm noi cu părerea. A doilea, nu trebuie să ne impunem cuiva, că așa cum zicem noi, este așa adevărat, așa e bine, în viața cuiva, chiar și dacă am avut o experiență, la mine a lucrat, eu m-am vindecat, dar cu sila nu poți să îi impui pe nimeni. Tot îi bagă pe gât, că e soc din morcov, ca să-și băghine și a streagă cancer, tot așa, bă, dar mai las-mă în pace cu soia, da, sau cu alte rețete pe care am găsit eu și numai de ce le mănânc în fiecare zi și tot tixesc, aici ar trebui, vezi, de ce ești mare, vezi de ce suferi, vezi de ce ești umflat, vezi de ce ești cu ochii vineți, aia asta, eu pe ochi te-am văzut, problema ta o știu numai eu. Și mă impun în sufletul omului și nu ies de acolo până ce nu bec cu deasă la cana pe care i-am împlut-o eu cu medicament, crezând că îi fac bine. Fraților, e bine să fim insistenți sau nu? Insistenți, pentru că așa știm multe istorii, când oamenii au adus la Dumnezeu pe alții, datorită insistenței. Și stai acolo până ce nu spocăiești. Îi citești până la urmă. Lecția. Nu trebuie să dăm sfaturi până ce nu ne sunt cerute. Nu trebuie să ne impunem părerea noastră. Trebuie să lăsăm libertatea omului de alegere. Și trebuie să-i respectăm părerea lui. Dacă el ne contrazice, dacă ziceți dumneavoastră, așa e, nu... Să fie între mine și tine pace. Să fim frați până la urmă. Proverbele 26, textul 17. Proverbele, capitolul 26, textul 17. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi. Nu știu ce inspirație o fi avut Solomon când face această comparație. Că cineva care își bagă nasul într-o ceartă, este ca cum ai târâi câinele de urechi. Ce-ar fi însemnat aceasta? Târâirea câinelui de urechi. A produce durere, a pierde timpul, însă și expresia de câine și concepția de câine era socotit în Vechiul Testament ca ceva inferior, ca ceva spurcat. Prețul unui câine nu trebuia să fie adus și sub câine erau înțeleși păgânii, oamenii răi, oamenii foarte jos moral și așa mai departe. Deci, ca să te bagi într-o ceartă unde tu n-ai treabă acolo, nu e sorțul tău acolo, nu e moștenirea acolo, nu ți împarte ție nimic. De ce să te bagi într-o anumită ceartă și tu să mai stai cu gura, să iei partea unuia sau partea altuia? Ce treabă ai ca să mărești banda unuia sau banda altuia? Ce rost are să te amestici într-o ceartă? Este târâirea câinelui. Bineînțeles că dacă te amestici ca un făcător de pace, slava Domnului pentru lucrul acesta. Pentru că în moment ce ajungi ca să te amestici, va trebui ca să suporți consecințele după aceasta, va trebui să suferi și nu numai de atât, va trebui să-ți pară rău, să ceri iertare,
Va trebui să stai înaintea lui Dumnezeu cu părere de rău, pentru că ai intrat într-o ceartă care nu te privea pe tine, iar acum a luat amploare datorită mulțimii oamenilor care de fapt sunt implicați acolo. 1 Corinteni, capitolul 10, textul 12. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune, pentru cei care se cred că sunt tari, pentru cei care se cred că pot să dea sfat altora, pentru cei care iubesc atât de mult pe ceilalți și vor ca să-i ducă la mântuire cu orice preț, îndreptându-ne chiar și scamele de pe hainele lor ca să arate foarte bine. 1 Corinteni, capitolul 10, textul 12. Astfel, dar cine crede că stă în picioare și poate să facă observații și poate ca să îndrepte pe cineva și poate ca să mustre și poate și trebuie lucrul acesta, nu negăm lucrarea aceasta de a iubi pe frați, de a căuta cu dragoste, de a îndrepta. Dar când printr-o metodă cicălitoare, printr-o metodă acuzației, deci n-ai fost sâmbătă la adunare, da? Deci ați întârziat azi la adunare, cine ați venit la timp, deși veniți la fără 5 minute? V-am zis de sâmbătă trecută că slujbașii unde stăi? În cancelare la fără 10. Câți azi erau acolo? Așa, mă uit urât la dumneavoastră. Și mi-a zis, da și, ni dai salariu din tot atâta, ni stori și ni chepte, ni atâta și tot, da, lasă-ne în pace odată să ne trăim noi viața de credință și tot atâta ne duci cu sila în cer, dacă noi vrem altceva. Înțelegeți dumneavoastră? Că să nu ajungem într-o zi în care cel care mă pun pe sufletul lui călare ca să-l duc spre împărăția celor, să-mi spună, te rog, lasă-mă în pace, să mă răsuflu. Pentru că zice aici Scriptura, cel care se crede că stă tare, cel care se crede că poate să îndrepte pe altul, pentru că el e drept și el e mântuit și în cele din urmă trebuie să se ocupe și de altul, ce zice Sfânta Scriptură? Să ia seama, să nu cadă. În moment ce scoți scama de pe costumul altuia, s-ar putea ca la tine pantalonii să fie crăpați. Și asta e mai rău decât o scamă. În timp ce ești preocupat de sufletul altuia, s-ar putea ca tău să fie gol. Nu e așa? Când stai și urmărești pe toți ce fac, cum fac, când fac, când se însoară, când se însoară, numeri lunile după nuntă și tot așa mai departe, când fiecare detaliu din viața cuiva este urmărit până la locul unde caprele sălbatice își fac locul, fiecare detaliu, ce pierzi în vedere? Mântuirea propriului suflet și nu mai ai timp să stai tu și cu Dumnezeu să-L întrebi, Doamne, ce-i cu sufletul meu și cum l-am pregătit pentru mântuire? Evanghelia după Ioan, capitolul 21, este locul când Iisus se întâlnește cu ucenicii la Marea Galilei. Acolo, probabil că cele mai frumoase sentimente după răstignire, după învierea Domnului Iisus se adunaseră, când ucenicii erau la prinsul peștelui, iar Iisus nu știau ei unde este. Și dintr-o dată Mântuitorul se arată pe țărmul mării și strigă copii. Iar acest cuvânt copii și-au dat ei seama de fapt că este Iisus, este învățătorul lor. Iar probabil că acestea erau ultimele cuvinte pe care putea să le spună Domnul Hristos după care avea să se înalțe. Și Ioan Apostol a înregistrat cuvintele acestea. Și iată ce se întâmplă acolo. Iisus a fost întâmpinat de Petru, primul care a sărit în apă și a ajuns la mal, la Domnul Iisus, apoi au venit și ceilalți. Și Petru a pus multe întrebări lui Iisus, iar Iisus l-a întrebat și el de 3 ori dacă îl iubește, apoi i-a încredințat păstorirea turmii. Și în textul 20, capitolul 21, Scriptura zice, Petru s-a întors și a văzut, venind după ei, pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Mai sus, Domnul i-a spus lui Petru, când erai tânăr, erai cum erai. Dar uite că îmbătrânești și va veni timpul când dacă înainte te duceai singur unde voiai, acum vei îmbătrâni și vei întinde mâinile și altul te va încinge, te va lega și te va duce, și aici e rău, unde nu vei voi. Vreau să vă zic că această prorocie despre Petru nu era una dulce.
că te va duce cineva unde nu vei voi. Pentru că așa a fost caracterul lui de toată viața. Să se amestece și el în treburile altele. Vedeți-l pe Petru și caracterul lui. Și totuși, după ce Domnul Iisus îi spune această prorocie, el are întrebări încă. El nu se uită că stă cu piciorul în groapă, da? Vorba noastră. Nu se uită că despre el s-a zis lucruri grele, că va fi încins și va fi dus unde nu va voi. Nu se uită la aceasta. Ce îl interesează? Dar cu clienții ăștia, ce vor fi? Ce va fi cu Ioan? Iisus i-a răspuns, dacă vreau eu ca el să rămână până voi veni eu, ce ți pasă ție? Tu vino după mine. Fraților, deseori ne gândim că mântuirea altora este foarte strict dependentă de mine. Și dacă îi zic eu să nu mai asculte muzică lumească, și omul se pocăiește la mântuit și va fi în cer. Dar dacă eu voi tăcea și nu-i voi spune, omul acesta va muri din cauza mea. Așa scrie. Că nu-i spui la omul păcătos și omul mare. Și alte abate, că simt povara adâncă pe sufletul meu, că dacă eu nu mă voi duce și nu-i voi spune, omul acesta va peri și își va pierde mântuirea și eu voi fi vinovat de aceasta. Fraților, ar trebui un pic de pe sufletul nostru să descărcăm povara mântuirii altora. Ce credeți? Cine poartă cea mai mare povară a sufletelor? Cine poartă cea mai mare povară a tuturor fraților și a surorilor din această biserică? Cine dintre noi a murit pentru fratele sau a suferit pentru fratele lui pentru că îl iubea? Nu pentru că i-a îmblagură, ci pentru că îl iubea. Cine a fost răstignit dintre noi pentru fratele sau pentru sora? Și cel care a murit pentru mine și pentru tine, credeți că va lăsa pe fratele ca să moară din cauza că ascultă muzică lumească? Va lăsa el? Din cauza mea, că nu mă duc să-i spun, va fi pierdut sărmanul suflet. Uite, nu pot dormi nopțile că nu m-am dus să-i spun să mai schimbi caseta. Ce să facem atunci când simțim povara pentru sufletul cuiva? Pentru că s-ar putea să intrăm cu caloșii murdari de glod în sufletul lui și să-i stricăm calea mântuirii. Vreau să vă zic că dacă nu-l iubiți la fel ca pe copilul dumneavoastră, pe persoana aceea, dacă nu-l iubiți cu o iubire dumnezeiască adevărată, dacă nu-l iubiți cu iubirea Golgotei, mai bine taci. Și lasă-l să ducă cu ghemul acasă pe haină. Pentru că dacă nu-l iubești pe omul acela și nu-ți pasă de el, degeaba îl îndrepți. Că lucrul acesta nu-l va ajuta cu nimic. Dacă vreau eu, zice Domnul Hristos, ție ce-ți pasă? Dacă Iisus are o altă istorie pentru fratele sau pentru sora, dacă el are o altă direcție, dacă el are o altă lecție pentru el, dacă are un anumit loc și punct unde îi va schimba viața, de ce ar trebui eu să o fac înainte de timp? Printr-un cuvânt, Iisus îi zice, caută-ți de treabă, dacă eu vreau ca el să rămână, până voi veni eu. Ce te costă pe tine? Ce ai tu de pierdut, dacă eu vreau ca el să fie așa? Fraților, aceste istorii care au fost lăsate scrise sunt pentru ca să nu greșim noi în salvarea celor care ne gândim că-i salvăm și să ne pierdem pe noi și pe cei care îi cheptănăm noi și îi facem frumoși să iasă public frumos. Bunul Dumnezeu să ne ajute să ne căutăm de mântuirea noastră. Să învățăm mult la piciorul crucii Golgotei, iubirea necondiționată, iubirea care nu se măsoară. Dragostea aceasta unică din univers, care nu se aseamănă cu nicio dragoste omenească de pe acest pământ. Și zice cuvântul inspirat, și dacă vrei să știi cât costă un suflet, du-te unde? La Golgota. Și acolo vei vedea ce preț Dumnezeu a plătit
pentru fiecare. Și dacă a plătit preț, oare stăpânul nu va avea grijă de el? De ce să fac eu lucrarea Duhului Sfânt? De ce să iau eu lucrarea Domnului Hristos? Aș fi ca fiara din Apocalipsa și din Daniel, care a smuls jertfa necurmată în moment ce voi îndrepta eu pe oameni și nu voi lăsa ca Duhul Sfânt să-i îndrepte și să-i corecteze. Să ne ajute Dumnezeu să ne căutăm de mântuirea noastră. Amin. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru cel din ceruri, venim înaintea măreției tale să-ți mulțumim, pentru că mântuirea este doar darul tău și viața veșnică este oferta pe care tu o faci fiecărei ființe umane. Doamne, dacă vor fi oamenii care vor fi pierduți, vor fi pierduți datorită alegerii lor și pentru că ei au hotărât așa și au respins chemarea ta. Și, Doamne, dacă Tu ne-ai chemat ca să fim ajutoarele Tale, ajută-ne să nu luăm înaintea Ta, îndreptând pe oameni și formând caractere după chipul nostru. Și, Doamne, ajută-ne să îndreptăm pe oameni către Tine, să privească la Tine. Și cum se face lucrul acesta, nu știm. Ca să nu jignim, ca să nu supărăm, ca să nu ne băgăm capurile noastre în probleme care nu ne privesc pe noi. Și, Doamne, învață-ne cum să relaționăm cu cei din jurul nostru, în mod deosebit cu frații noștri, care, după părerea noastră, sunt greșiți și nu sunt corecți. Doamne, dă-ne acest discernământ și acest dar al Duhului Tău cel Sfânt, ca să fim plăcuți pentru toți cei din jur. Și, în mod deosebit, atunci când facem observații, ca să fim iubiți și atunci chiar când mustrăm. Este darul Tău și îl cerem de la Tine. Numai Tu poți să ne călăuzești, numai Tu poți ca să ne dai acest dar, ca să nu înmulțim dușmani pentru împărăția Ta și pentru biserica aceasta, ci din contra să adunăm un popor sub crucea Ta, sub suferința și sub sângele Tău. Prin Domnul Iisus Hristos ne închinăm Ție și Ți mulțumim. Amin. Spre slava Domnului Iisus vă invit ca să cântăm cântarea 430. Mergeți la cei pierduți, sunt frații voștri. Vom cădea de oboseală.
Vă invit ca în rugăciunile noastre tainice să mulțumim lui Dumnezeu pentru că El ne cheamă să conlucrăm împreună cu El, iubindu-i pe oameni. Vă invit să ne rugăm. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu noi cu toții, de acum și până în veci. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru posibilitatea închinării, pentru că ne revedem unii cu alții, pentru că a trecut o săptămână, unii au trecut prin necazuri, prin probleme, cred că mulți au mai tușit, mai stârnut, mai bolesc, dar astăzi suntem bine. Vreau să aduc salutări de la familia Galan, săptămâna aceasta i-am vizitat pe ei, fratele Dorel zice așa, mi-i dor de hâncer și vreau să-i văd și cu ocazia aceasta vă transmit salutul lui. Cu mare plăcere ar fi vrut să vină, dar până când nu este posibil. Să-i susținem în rugăciune în timpul care le stă foarte greu în fața lor. De aceea salutări vă transmit de la ei. Ne luăm rămas bun de la cei care au fost prin internet până acum cu noi. Vă invităm și mâine dimineață la orele 10, la școala de sabat, serviciul predicii și după amiază la serviciul de închinare. Până mâine vă dorim un sabat frumos tuturor, seară bună!